Dați-mi voie să spun și eu la mulți ani, pentru că 60 de ani nu este de aici, de acolo. Avem nevoie de unitate, exact ca și într-o echipă. Și ca într-o echipă sportivă, da? Dacă avem prea mulți capitani, nu este bine. Este bine să avem un capitan care să ne coordoneze corect și să ducă echipa la câștig, așa cum este și comunitatea europeană. Avem nevoie de lideri puternici, lideri care să ne inspire și care să ne facă să-i urmăm sau să ne convingă că merită să-i urmăm în obiectivele pe care le avem în comunitatea europeană și care nu sunt simple, pentru că aici vorbim de națiuni diferite, de personalități diferite, de educația care este diferită, da? Dar până la urmă asta înseamnă calitatea unui lider, să omogenizeze echipa și să ne ducă spre câștig.